Una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară, Sofia Vicoveanca, a fost întotdeauna un personaj extrem de discret, cu o viață personală ținută departe de ochii presei și ai curioșilor. Artista a fost căsătorită cu jurnalistul Victor Micu, cel care s-a stins din viață în urmă cu 2 decenii. Din mariajul celor doi a rezultat și un fiu, actualmente în vârstă de 50 de ani. Sofia Vicoveanca nu a avut o viață amoroasă piperată, pentru că nu le permitea bărbaților să se apropie de ea. Era extrem de reticentă, devenea chiar agresivă când aceștia îndrăzneau să-i fure un sărut. Îndrăgita artistă a povestit și de ce nu a vrut să îmbrace rochia de mireasă atunci când s-a măritat la 27 de ani, nu la 16 cum ar fi vrut mama sa, care și-ar fi dorit să o dea altui bărbat în tinerețe. Aveam vreo 13 ani. Vasile era coleg cu tata la fabrică. Eu mergeam cu mâncare la tata, iar Vasile venea și spunea: fata asta are niște ochi care te bagă în boală. Și tata îi spunea: măi, Vasile, e doar o copilă. Și el îi răspundea: copilă, copilă, dar va crește. La o petrecere a venit Vasile la mama și a întrebat-o dacă mă lasă să joc cu el. El m-a luat la joc, m-a retras într-un colț și m-a sărutat. Eu l-am luat la pumn și am fugit. Nu am fost mireasă. În lumea satului, când vii de la nuntă, toți întreabă dacă mireasa a fost frumoasă. Eu, care nu mai știam o frumoasă, n-am vrut să fie cineva întrebat dacă am fost frumoasă sau urâtă. I-am spus bărbatului meu că nu vreau să fiu mireasă și mi-a zis că pentru el sunt frumoasă. Și m-a înțeles.